Bine ați revenit! Încep azi un curs nou, un curs de optică ondulatorie, pentru că, așa cum v-am mai spus, doresc să acopăr prin cursurile de pe canalul meu toată programa pentru bacalaureat. Dar nu mă voi limita la programa de bacalaureat, pentru că acest canal se adresează și elevilor și studenților care doresc să aprofundeze studiul fizicii sau au nevoie de alte capitole ale fizicii. De aceea, pe de o parte, în cursurile mele voi spune mai mult decât cere programa de bacalaureat și, pe de altă parte, în curând voi începe și un curs de curent alternativ, iar anul viitor cursuri de oscilații și unde, fizică atomică și fizică nucleară. Când am început cursul de optică geometrică, v-am spus că optica are trei părți distincte: optica geometrică, optica ondulatorie și optica fotonică sau optica corpusculară. Optica ondulatorie studiază acele fenomene în care lumina se comportă ca o undă. Știți deja că numim lumină radiațiile electromagnetice care au lungimea de undă cuprinsă între 400 de nanometri, care înseamnă violet, și 750 de nanometri, care înseamnă roșu, plus radiațiile infraroșii și cele ultraviolete. Fenomenele în care lumina își manifestă proprietățile de undă sunt caracteristice propagării ei, în timp ce proprietățile corpusculare ale luminii, adică fotonii, apar atunci când lumina interacționează cu substanța, de pildă în fenomenele de emisie și absorpție a luminii. Cele mai importante fenomene ondulatorii legate de propagarea luminii sunt interferența, difracția și polarizarea. Dar înainte de a vorbi despre aceste fenomene, vă voi spune câteva lucruri despre natura electromagnetică a luminii și despre fotometrie. Primele ipoteze științifice despre natura luminii au apărut la sfârșitul secolului al XVII-lea și au aparținut lui Huygens și Newton. Huygens a presupus că lumina este undă longitudinală, așa ca sunetul prin aer, de pildă, și că ea se propagă printr-un mediu universal numit eter. După cum ați văzut în cursul de optică geometrică, principiul lui Huygens completat cu cel al lui Fresnel permit explicarea unor fenomene optice importante, cum ar fi reflexia și refracția luminii. În schimb, anumite fenomene mai complexe, cum ar fi polarizarea luminii sau dubla refracție, fenomen despre care voi încerca să vorbesc la cursurile aplicative, contrazic ideea de undă longitudinală. Newton a presupus că lumina este alcătuită din particule materiale foarte mici și el susținea că reflexia și refracția pot fi înțelese cu ajutorul legilor mecanicii. Astfel, reflexia ar fi efectul ciocnirii elastice a particulelor de lumină cu suprafețele corpurilor. Iar refracția ar apărea pentru că particulele de lumină sunt atrase mai puternic de corpurile solide, de corpurile mai dense, cum ar fi sticla, decât de aer. Și aceste forțe care apar atunci când particulele de lumină se apropie de un corp solid, de pildă de sticlă, produc devierea lor de la direcția inițială și așa ar apărea refracția. Dar tot mai multe experimente și observații i-au permis lui Thomas Young, supranumit și ultimul om care a știut totul, poate voi vorbi într-un material despre el, să demonstreze că polarizarea luminii dovedește că lumina este de fapt o undă transversală prin eterul pe care l-a presupus deja Huygens. În anul 1865, fizicianul scoțian James Clerk Maxwell a reușit să formuleze patru ecuații, așa cum v-am mai spus și în alte materiale, care descriau toate fenomenele electrice și magnetice cunoscute,
arătând legătura teoretică dintre fenomenele electrice și fenomenele magnetice. Iar aceste ecuații, așa cum, repet, v-am mai spus și în alte materiale, arătau că există unde electromagnetice, adică un ansamblu de câmpuri electrice și magnetice care oscilează și se generează reciproc. Mai mult decât atât, ecuațiile permiteau calculul vitezei acestor unde și calculele dădeau valoarea de aproximativ 300.000 de km pe secundă, cam aceeași cu viteza luminii măsurată de Fizeau cu vreo 15-16 ani mai devreme. Multe experimente și măsurători au confirmat în anii care au urmat faptul că lumina este o undă transversală de natură electromagnetică și ca orice undă transportă energie. Modelul intuitiv pentru undele electromagnetice este cel pe care îl puteți vedea în această animație. Avem un câmp electric desenat cu roșu, perpendicular pe unul magnetic desenat cu albastru, și cele două câmpuri oscilează și se generează reciproc. Dar despre undele electromagnetice voi vorbi mai multe într-un curs de electromagnetism. Pentru a studia cantitativ fenomenele luminoase, avem nevoie de unități de măsură pentru energia transportată de undele electromagnetice, dar și de unități de măsură pentru efectele pe care undele electromagnetice le produc în ochiul nostru. De aceea există două categorii de mărimi fizice necesare pentru studiul luminii. Există mărimile energetice, care sunt legate de energia transportată de undele electromagnetice, și mărimile fotometrice, care se referă la senzația luminoasă pe care o produc undele electromagnetice. Să presupunem o sursă de lumină punctiformă, așa cum vedeți în desen, care emite lumină în toate direcțiile cu aceeași intensitate, într-un mediu care nici nu absorbe, nici nu împrăștie și nici nu deviază lumina, adică într-un mediu transparent, omogen și izotrop. Și acum să presupunem un con circular cu vârful pe sursa de lumină. Energia transportată de undele electromagnetice din interiorul acestui con, raportată la timpul în care s-a produs acest transport de energie, se numește flux energetic. Deci fluxul energetic, notat fi indice E, este raportul dintre energia transportată de undele electromagnetice din interiorul conului despre care am vorbit și timpul în care s-a produs acest transport de energie cu ajutorul undelor electromagnetice. Asta înseamnă că unitatea de măsură pentru fluxul energetic în sistemul internațional este aceeași cu unitatea de măsură pentru putere, pentru că avem joule pe secundă, adică watt. Deci unitatea de măsură pentru fluxul energetic este wattul și într-un fel putem spune că fluxul energetic măsoară puterea undelor electromagnetice dintr-un con, din interiorul unui con, în vârful căruia se găsește sursa undelor electromagnetice. Pentru a defini celelalte unități de măsură și mărimi energetice, avem nevoie de o metodă de a măsura spațiul cuprins în interiorul acestui con. Spațiul cuprins în interiorul acestui con îl numim unghi solid. Voi defini unitatea de măsură pentru unghiul solid prin analogie cu unghiul plan. Presupuneți că avem o sferă de rază R mic, așa cum vedeți în desen, și din centrul ei pleacă un con circular, un unghi solid. Acesta decupează pe suprafața sferei, delimitează pe suprafața sferei o calotă sferică care are
o anumită arie, să zicem delta A. În dreapta, vedeți acum un desen care ne ajută să facem analogia cu unghiul plan. Acolo avem un unghi la centrul unui cerc, care delimitează din circumferința cercului un arc de cerc cu lungimea delta L. Și știm că măsura unghiului plan, unghiului alfa, în radiani, în sistemul internațional, este raportul dintre lungimea arcului de cerc, delta L, și raza cercului. Iar unghiul de un radian este atunci unghiul la centru, care delimitează pe cerc un arc de cerc cu lungimea egală cu raza cercului. Prin analogie, putem defini măsura pentru unghiul solid. Omega, de data asta exprimat în steradiani, așa se numește măsura unghiului solid în sistemul internațional, imediat o să vedem ce este steradianul, este raportul dintre aria calotei sferice delimitate pe sfera din vârful căreia pleacă unghiul solid, delta A, și nu raza sferei, ci raza sferei la pătrat. Și asta pentru că radianul este adimensional, metru pe metru. Și ca să am și o unitate de măsură pentru unghiul solid tot adimensională, trebuie să am metru pătrat, arie pe metru pătrat. Și atunci un unghi are, un unghi solid are măsura de un steradian, dacă el decupează pe sfera din vârful căreia pleacă o calotă sferică cu aria egală cu raza sferei la pătrat. Și atunci voi avea măsura de un steradian. Și pentru că suprafața totală a sferei este 4pi r pătrat, înseamnă că unghiul solid care cuprinde tot spațiul este 4pi r mic pătrat supra r mic pătrat, adică are mărimea 4pi steradian. Deci, dacă vreau ca unghiul solid să cuprindă tot spațiul, atunci măsura lui este 4pi steradian. Deci, unghiul solid este o parte din spațiu delimitată de un con circular și se măsoară în steradiani. Și acum, dacă știm asta, putem să definim și alte mărimi energetice, de pildă intensitatea energetică, notată I indice E. Intensitatea energetică este fluxul energetic emis în unitatea de unghi solid. Deci, ea se definește ca raportul dintre fluxul energetic și unghiul solid în care este emis acel flux energetic. Și înseamnă că unitatea de măsură pentru intensitatea energetică în sistemul internațional este watt pe steradian. O altă mărime importantă este iluminarea energetică, notată cu E, indice E. Iluminarea energetică este raportul dintre fluxul energetic care cade pe o anumită suprafață și aria suprafeței respective. Deci este Φ E supra A. Și asta înseamnă că unitatea de măsură pentru iluminarea energetică este watt pe metru pătrat. Pentru panourile solare, iluminarea energetică este o mărime foarte importantă, pentru că panoul folosește energia adusă de lumină și el ne poate da o putere maximă egală cu fluxul energetic al luminii care cade pe el. Și acel flux energetic, după cum vedeți, se poate calcula cu relația iluminarea energetică înmulțită cu aria
panoului. Sigur, în realitate, puterea furnizată de panou este întotdeauna mai mică decât fluxul energetic care cade pe el, pentru că, așa cum am arătat în mai multe materiale, de câte ori transformăm energie dintr-o formă într-alta, avem pierderi. Atenție, pierderi nu înseamnă că dispare o parte din energie, ci că ea se transformă în altceva decât vrem noi. De obicei se transformă în căldură, de obicei pierderile sunt sub formă de căldură. Iluminarea energetică se poate calcula și în alt mod, și anume, putem exprima fluxul energetic ca fiind produsul dintre intensitatea energetică și unghiul solid. Și acum să substituim această expresie în formula iluminării energetice și vom avea I energetic înmulțit cu omega supra A. Dar unghiul solid, omega, este raportul dintre arie și R pătrat. Aici, dacă fac substituția unghiului solid, obțin că iluminarea energetică se poate calcula cu relația intensitatea energetică supra R mic pătrat. Așa cum vedeți în acest desen, R mic este distanța de la sursă până la suprafața pe care cade lumina. Această formulă este corectă, poate fi folosită pentru cazul în care lumina cade normal pe suprafața noastră, la incidență normală, cum se spune. Dacă fasciculul de lumină este înclinat față de suprafața noastră, atunci avem formula E indice E este egal cu I energetic supra R mic pătrat înmulțit cu cosinus de alfa. Și așa cum vedeți în acest desen, alfa este unghiul dintre direcția spre sursa de lumină și normala la suprafață. Acum știm să măsurăm energia transportată de undele electromagnetice și energia pe care o aduc undele electromagnetice atunci când cad pe o anumită suprafață. Dar în optică, așa cum am spus, de multe ori ne interesează senzația luminoasă pe care o produc undele electromagnetice în ochiul nostru. Iar această senzație luminoasă depinde nu doar de fluxul energetic care cade pe retină, ci și de lungimea de undă a undelor electromagnetice. Pentru ochi, unde electromagnetice cu lungimea de undă diferită înseamnă senzații diferite de culoare, înseamnă culori diferite. Ochiul uman este sensibil la radiația electromagnetică cuprinsă ca lungime de undă între 400 de nanometri, capătul violet al spectrului vizibil, și 750 de nanometri, capătul roșu al spectrului vizibil. Și după cum vedeți în această diagramă, sensibilitatea maximă a ochiului uman pentru undele electromagnetice este la vedere diurnă, adică la lumina zilei, pentru undele electromagnetice cu lungimea de undă de 555 de nanometri, adică culoarea verde-gălbui. Vizibilitatea nocturnă prezintă sensibilitatea maximă cam la 507 nanometri, culoare verde. Ei, raportul dintre fluxul energetic monocromatic cu lungimea de undă de
555 de nanometri și un flux energetic de altă lungime de undă, tot monocromatic, dar care produce aceeași intensitate a senzației luminoase, se numește sensibilitate spectrală relativă pentru lungimea de undă a celui de-al doilea flux energetic. Se notează cu litera V și este deci raportul dintre fluxul energetic cu lungimea de undă de 555 de nanometri, să notăm flux energetic 0, supra fluxul energetic, amândouă sunt monocromatice, cu o altă lungime de undă, dar care produce aceeași intensitate a senzației luminoase. Ca să înțelegeți această mărime, vă dau un exemplu. Să presupunem că avem două surse de lumină care produc aceeași intensitate energetică, dar emit unde monocromatice cu lungimi de undă diferite. Una emite, să zicem, unde electromagnetice cu lungimea de undă de 555 de nanometri, adică lungimea de undă la care ochiul este cel mai sensibil, verde-gălbui, cealaltă cu lungimea de undă de 680 de nanometri, adică emite pentru ochi culoare roșie. Ei bine, în acest caz, deși cele două surse au aceeași intensitate energetică, senzația noastră va fi că sursa de lumină verde-gălbuie este de 8 ori mai puternică decât sursa de lumină roșie. Și asta înseamnă că sensibilitatea spectrală relativă a ochiului nostru pentru lungimea de undă de 680 de nanometri este 1 pe 8, adică 0,125. Pentru că ar trebui ca sursa roșie să emită un flux energetic de 8 ori mai puternic decât sursa verde-gălbuie, pentru ca să avem aceeași senzație a intensității luminoase. Cu ajutorul sensibilității spectrale relative, putem defini fluxul luminos, adică fluxul ca undă electromagnetică care produce o anumită senzație luminoasă în ochi. Fluxul luminos este proporțional cu fluxul energetic. Fluxul luminos, notat φ. Dar, dacă vorbim despre un flux energetic monocromatic, adică un flux care are o lungime de undă, una singură, atunci fluxul luminos depinde și de sensibilitatea spectrală relativă, deci este proporțional cu produsul dintre sensibilitatea spectrală relativă și fluxul energetic. Constanta de proporționalitate se notează cu K, și avem atunci K ori V ori fluxul energetic, și se numește echivalentul fotometric al radiației. Și are valoarea K 683 de lumen pe watt. Și vom vedea ce înseamnă lumen imediat, pentru că este unitate de măsură derivată. Însă, putem observa că fluxul luminos în sistemul internațional se măsoară în lumeni. Lumen notat lm. Pentru că sensibilitatea spectrală relativă este adimensională și atunci am lumen pe watt înmulțit cu watt, lumen. Și acum ajungem la mărimea fizică fundamentală pentru studiul fenomenelor luminoase. Ea este intensitatea luminoasă, notată cu litera I, și prin analogie cu intensitatea energetică, ea se poate calcula prin raportul dintre fluxul, de data asta luminos, pe care tocmai l-am definit, și unghiul solid, care cuprinde acest flux. Dar atenție! Aceasta nu este o relație prin care definim intensitatea luminoasă, pentru că ea este o mărime fizică fundamentală. Unitatea ei de măsură în sistemul internațional este candela, candelă notată cd, și definiția candelei este următoarea. K
Candela este intensitatea luminoasă emisă pe o direcție dată a unei surse care emite o radiație monocromatică cu frecvența nu egal cu 540 ori 10 la 12 Hz și care are intensitatea energetică pe direcția respectivă de 1 pe 683 intensitatea energetică de vați pe steradian. Și plecând de la candelă, definim celelalte unități de măsură. De pildă, lumenul îl putem defini plecând de la această relație, phi fiind egal cu I înmulțit cu omega, înseamnă că unitatea de măsură a fluxului luminos, lumenul, este egal cu produsul dintre aceste două unități de măsură, candelă înmulțită cu steradian. Și acum știm ce este lumenul, este produsul dintre candelă și steradian, adică putem spune că este fluxul luminos emis într-un unghi solid de un steradian, de o sursă punctiformă care are intensitatea de o candelă. Acum putem defini și iluminarea luminoasă, de obicei spunem doar iluminare, notată cu litera E, este raportul dintre fluxul luminos care cade pe o anumită suprafață și aria suprafeței respective, ceea ce înseamnă că unitatea de măsură pentru iluminare în sistemul internațional este lumen pe metru pătrat, care a primit numele de lux. Deci un lux înseamnă un lumen pe metru pătrat. Și bineînțeles că avem și relația pe care o cunoaștem deja de la mărimile energetice, și anume că E se poate calcula și cu relația intensitatea luminoasă supra R pătrat înmulțit cu cosinus de alfa. La cursurile aplicative și în materialele dedicate rezolvării problemelor, voi arăta și aplicații teoretice și practice la mărimile despre care am vorbit, iar în al doilea curs de optică ondulatorie voi vorbi despre interferență. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!